A fost scandal în ședința Consiliului Local de ieri, după ce consilierii au avut de aprobat costul mediu lunar de întreținere al persoanelor vârstnice în căminul Sfântul Antimi Vireanul Călăraș. Unii dintre consilieri au criticat structura de cheltuieli și susțin că o mare parte din buget este cheltuită pe salarii. M-am uitat și pe structura de cheltuieli, de asemenea mi se pare extraordinar de mult, 70% cheltuială numai cu salariile. Din cheltuielile totale pe anul 2023 am făcut un calcul, cheltuieli cu medicamentele 1,26%, iar cu hrana 9,01%. În rest, băgăm în salarii. Hrana înseamnă 3 miliarde. 3 miliarde s-a plătit în baza contractului încheiat. Astea au fost prețurile. Nu putem să mărim prețul la masă atâta timp cât avem un contract pe o anumită sumă. Nu cred că vrea nimeni să mărim prețurile undeva, mai degrabă să le scădem. N-am acuzat chestia asta. Eu am făcut o proporție, un raport între cheltuiala cu salariile și cheltuiala propriu-zisă cu persoanele vârstnice. Mi se pare o discrepanță extraordinară. De asemenea, nemulțumirea au creat și prețurile de la nivelul căminului. Potrivit proiectului de hotărâre, costul lunar pentru o persoană dependentă este de 7.578 de lei, pentru una semidependentă este de 6.391 de lei, în timp ce pentru o persoană independentă costul lunar este de 5.658 de lei. Reprezentanții căminului au susținut însă că sunt obligați printr-o hotărâre de guvern să stabilească aceste costuri, iar directoarea ne-a transmis că nimeni nu plătește de fapt aceste sume. Potrivit acesteia, cea mai mare sumă plătită de un beneficiar din cadrul căminului, Sfântul Antimi Vireanul, este de 3.612 lei, în timp ce cea mai mică este de 769 de lei. La polul opus, unii consilieri susțin că în alte orașe se practică prețuri mult mai mici. Dacă nu trebuie să avem costuri mai mici de ce dau ei acolo în lege. Același HG, probabil că funcționează și căminul aflat în subordinea Consiliului Local Brașov, unde pentru persoane vârstnice independente costul lunar este de 2542 versus 5658 la Călăraș, deci 45% la Brașov, pentru semi-independente 3375 și pentru dependente 4929 versus 7578 la Călăraș. Asta la Brașov. La Timișoara, 2383 independent, 2864 semi-independent, 3370 dependent. Modul de acoperire al costului este următorul. Beneficiarul plătește 60% din valoarea pensiei sale, în timp ce restul sumei este acoperită de familie. Totuși, dacă bătrânul cazat în cămin nu are aparținători, acesta plătește doar cei 60% din pensie, ne-a transmis directoarea căminului. De asemenea, dacă un bătrân nu are pensie și nici susținător din rândul familiei, costul de întreținere al acestuia este suportat de la bugetul local, în limita locurilor disponibile, se arată în proiectul de hotărâre. În prezent, căminul Sfântul Antimi Vireanu găzduiește 44 de persoane vârstnice. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.